interesante. Nada en mí a lo impensazar, aparato el papilón lui, la niena biznatum bis, shabut pedeni vita lui, peitem de alan patel. Que urma ascris li suya y solicitlo crurel de capesenie. La niena ce puchadis, la bevilia mea de noapte a văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că a doua fiară era ca un us și stătea într-o râdă. Avea trei coaste în gură între dinți. Și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vederile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse trei din cele din trei coarne și cornul acesta avea niște ochi, ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut sos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 și stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-a sculat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui era o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am turburat cu Duhul și vederile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi l-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și ghiare de aramă, mânca, sfârma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră trei, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie, și avea o împățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara a patra este a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte,
va strășia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar dintre ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă potriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat de spus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feții, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Daniel, capitolul 8. În anul al treilea al domniei împăratului Belșazar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu ședea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea coarnele spre apus, spre viață noapte și spre viață zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să-i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat de picioare și nimeni l-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui a crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre viață zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetirea oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ceea ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind. Și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea, în câte vreme se va împlini vedenia de la desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiei, până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea. Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis, Gavrile, tâlcuiește-ne vedenia aceasta. El a venit atunci când locul unde eram și în apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fii culoarea minte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ, leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis, iată, în
avem ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vederea aceasta privește vremea sfârșitului. Permecele pe care le-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și vicleană. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustii de necrezut, va izbuti în tot ceea ce va începe, va nimici pe cei puternici, chiar pe poporul sfinților. Din pricina prăbușirii lui și izbândirii viclenirilor lui, inima ei se va încânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul unei mâini omenești. Iar vedenia, cu serile și diminețile de care a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat trășinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vederea aceasta și nimeni nu știa.